Continuăm emisiunea Cocktail, vorbim despre tabere. Sunt mulți tineri care și în acest an vor merge la mare, dar și în locurile de agrement din județul Buzău. Aș vrea să vorbim puțin, Romeo, și despre copiii care vor pleca în tabere, dar și despre cazurile sociale și despre copiii care au dizabilități și de care vă veți ocupa în direcție și în acest an. Da, dacă toți sunt prezenți la emisiunea dumneavoastră, chiar vreau să informez pe cetățenii municipiului Buzău, pe cei mai tineri dintre ei, dar și pe părinții acestora sau profesorii liceilor noastre, pentru că noi avem două tabere, centre de agrement în județul Buzău, în subordinea Direcției Județene pentru Sport și Tineret, centrul de agrement Poiana Pinului și centrul de agrement Arbănaș, unde tinerii și nu numai tinerii își pot petrece timpul liber, vacanțele, concediile sau weekendurile la aceste centre de agrement. Sunt amenajate acum foarte bine, sunt în locuri excelente de a-și petrece timpul liber. Mă refer la Poiana Pinului, care este lângă Mănăstirea Ciolanu, în comuna Tisău, un loc extraordinar, chiar lângă pădure. Sunt multe obiective pe care le pot vizita. Sunt terenuri de fotbal, animatori acolo, sunt serii destinate pentru tineri, mă refer la discoteca celor care sunt în centru de agrement. Avem și centru de agrement din comuna Beceni, Arbănaș, este un loc extraordinar acolo. Și mă refer acum la faptul că cei care nu se pot duce la mare sau nu se pot duce într-o vacanță să plece din Buzău până la urmă, să știe faptul că acolo sunt prețurile foarte mici. Mă refer la masă și cazare pe zi de 35 de lei, 3 mese pe zi și cazarea 30 de lei locul pentru o persoană, 65 de lei pe zi masă și cazare. Deci eu cred că nu este un preț extraordinar de mare și avem aceste norme și aceste tarife pentru că până la urmă nu putem să fim Direcția Județeană pentru Sport și Tineret și să avem niște tarife foarte mari pentru tineri. Suntem numai cazarea fiind 30 de lei, eu sper că nu este un preț foarte mare și chiar dacă nu vin foarte mulți tineri în perioada până în vacanță, eu zic că aceste tarife sunt foarte, foarte ok pentru cetățenii municipiului Buzău, ținând cont că vin foarte mulți din alte județe. Oricum, sunt deschise înscrierile, pot veni oricând, da, și oricând. Își pot rezerva, au numărul nostru de telefon pe site-ul instituției, dar pot veni la sediul nostru care se află în cinta sălii sporturilor oricând și oricine dorește. Deci eu spun 65 de lei pe zi este un lucru extraordinar. Da, într-adevăr, acum făcând că am făcut o mică paranteză, avem tabere organizate de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, dar sunt și tabere organizate de către celelalte direcții din țară care trimit copiii la noi în județ, pentru că avem până la urmă un județ foarte frumos, avem toate zonele de relief și câmpie și deal și munte, sunt foarte multe obiective pe care le pot vizita. Sunt, într-adevăr, cele mai multe tabere sunt organizate după 15 iunie pentru că intră elevii în vacanță, dar am avut solicitări și în perioada Paștelui și de aici încolo, la sfârșitul lunii aprilie-mai, avem foarte multe cereri pentru a merge în cele două centre de agrement. Vom avea și tabere organizate pentru cazurile sociale, să spun așa. În fiecare an am organizat tabere atât în centrele noastre de agrement, cât și în la mare, pentru cei care nu au posibilitatea până la urmă să ajungă măcar o dată, să spunem, cât sunt tineri la mare. Anul trecut ați trimis 100 de copii care nu văzuseră niciodată mare, i-ați trimis la mare. Sunt anul foarte mulți copii, din păcate, mai ales din mediul rural, care nu ajung niciodată la mare. Noi pentru acest lucru organizăm aceste tabere să se bucure. Evident că nu vor merge în fiecare an aceiași. În fiecare an trebuie să meargă alți copii pentru că este un lucru extraordinar pentru ei, cât și pentru părinții lor, pentru că se bucură foarte mult. N-au posibilitatea, având venituri reduse, prin intermediul Direcției pentru Protecția Copilului, avem o colaborare foarte bună cu DGASPC-ul și
avem, nu poate să ne păcălească nimeni să spună că îi trimite primăria cu tare sau primarul X. Direcția are în statistică cei mai mulți copii cu cazuri sociale și ei ne dau aceste cazuri și noi trimitem mai departe dosarul la minister și până la urmă facem un bine pentru aceștia. Cred că e o mare bucurie și atunci când revin din experiența anilor trecuți, copiii când au venit și v-au spus că au văzut prima dată marea, cum da, v-a simțit, majoritatea dintre ei, da, au văzut pentru prima dată, să spunem, marea, litoralul românesc. Sunt și copii cu cazuri sociale, poate că au mai fost că, cu alte ocazii, dar pentru noi nu este un număr extraordinar de mare, să spunem 100 de copii, dar sperăm că anul acesta să putem să facem un lobby la Ministerul Tineretului și Sportului, să obținem mai multe locuri pentru Buzău și la rândul nostru să mulțumim mai mulți copii care nu au posibilitatea, după cum v-am spus, să ajungă nu numai la mare, și la munte, până la urmă și în centrele noastre de agrement. Dacă oferi o vacanță unui copil gratis, este extraordinar și pentru părinte, că se bucură că copilul lui merge în tabără gratis, până la urmă, că nu au posibilitatea să-i trimită, îi trimit la țară sau se duc chiar la muncă. Eu zic că e un lucru extraordinar pentru ei. Un alt lucru extraordinar este și acela că organizați tabere pentru copii cu dizabilități. În acest an le-ați pregătit ceva? Da. Anul acesta avem, și nu numai anul acesta, dumneavoastră știți că noi avem foarte multe activități pentru copiii cu dizabilități. Colaborăm foarte mult cu asociații și ONG-uri de acest gen. Și anul acesta vom avea un număr, nu pot să spun exact acum câte, pentru că n-au venit încă normele metodologice privind aceste tabere, dar sigur vom trimite foarte mulți copii cu dizabilități în centrele noastre de agrement sau la munte, mai rar și la mare, pentru că acolo trebuie să aibă și persoane însoțitoare și este mai dificil să-i trimiți mai mare, mai bine îi trimitem în centrele noastre de agrement. Dar pe lângă aceste tabere pentru ei, organizăm foarte multe activități destinate persoanelor cu dizabilități. Știți că avem o importantă competiție Special Olympics, unde participă foarte multe persoane din toată țara, persoane cu dizabilități mă refer, în sala sporturilor, dar și pentru cei din municipiul și județul Buzău avem diferite activități, atât în mediul urban cât și în mediul rural, unde organizăm numai pentru persoane cu dizabilități, evident împreună cu asociațiile care se ocupă de acești copii minunați. Și vreau să vă spun că în fiecare săptămână avem un protocol de colaborare cu asociația doamnei Ionica Tarău, unde copiii vin la sala sportului și joacă o oră, două, chiar trei de fotbal în sala noastră și când acum a venit vremea mai bună, vom pune la dispoziție un teren pentru a juca copiii în aer liber. Deci suntem foarte atenți pentru că este important ca persoanele cu dizabilități să fie incluse în societatea noastră până la urmă și până la urmă trebuie să se bucure de a face mișcare, de a participa la activități de tineret, la activități în domeniul sportului. Și vreau să vă spun că sunt mult mai implicați și mult mai doritori decât copiii care trebuie să tragem noi de ei, să mergem să mergem către ei să facă sport. Eu zic că sunt mult mai doritori să facă sport aceste persoane cu dizabilități și vreau să-i felicit pentru acest lucru și să-i felicit și pe cei care se ocupă de acești copii. Aș vrea să vorbim și despre Bulevardul Nicolae Bălcescu. Un avantaj, am putea spune, al faptului că va fi închis circulației, cu toate că mulți sunt supărați, va fi acela că Direcția Județeană de Tineret și Sport va organiza chiar pe Bulevardul Nicolae Bălcescu mai multe întreceri sportive. Ce se va întâmpla și cine va putea participa acolo? Da, într-adevăr, cam fiecare an vara, în lunile iunie, iulie, august, organizăm pe Bulevardul Nicolae Bălcescu foarte multe activități pentru tineri și nu numai, ținând cont că s-a închis bulevardul și de săptămâna trecută, în weekend, vrem să organizăm să parcelăm până la urmă bulevardul și să-l împărțim în mai multe terenuri de sport.
O să facem și tenis de masă, și fotbal, și tenis cu piciorul, și badminton, și volei, și basket. Vom amenaja niște terenuri pe Bulevardul Nicolae Bălcescu. Unii tineri care ies în weekend se pot înscrie la diferite concursuri, pot câștiga premii, dar cel mai important lucru, fac mișcare. Pentru că tinerilor din ziua de azi le trebuie mișcare, trebuie împinși puțin de la spate, trebuie atrași sau motivați cu ceva și ușor, ușor tinerii mai fac și mișcare, mai ales că vine vremea mai bună și nu mai e vremea friguroasă să stea în casă pe internet, poate și la plimbare și vom fi alături de ei în organizarea acestor evenimente pentru a face mișcare, v-am spus. Da, e bine că vă gândiți la cât de importantă este mișcarea, la cât de important este sportul și nu numai pentru tineri, dar știu că aveți multe alte proiecte și pentru cealaltă parte de pregătire profesională a tinerilor, de exemplu un proiect în comunicare. Despre ce va fi vorba? Da, avem un proiect, zic eu, foarte important pe care vrem să-l mediatizăm, pentru că altfel nu se poate afla de acest proiect. Mediatizăm atât prin intermediul presei, cât și prin site-ul instituției, cât și prin avizierul pe care l-avem noi la Sala Sporturilor, dar și prin, până la urmă, prin oamenii pe care noi avem angajați la Direcția pentru Sport și Tineret, să poată ajunge aceste activități pe care noi le facem. Și, într-adevăr, proiectul Public Speaking este în prima ediție la Buzău, este organizat de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, în colaborare cu Arhiepiscopia Buzăului. Și ce înseamnă acest lucru? Vor veni câțiva traineri doctori în comunicare și îi vor învăța pe cei care se vor înscrie la acest curs. Îndeosebe la acest curs vrem să invităm persoane care lucrează în instituțiile publice, persoane până în 35 de ani sau în presă, pentru că trebuie și în presă sunt persoane tinere care își pot îmbunătăți comunicarea cu până la urmă cu cetățenii, cei din televiziune și cei din presa scrisă. Vom avea peste 20 de participanți. Va ține acest proiect 3 zile, se va desfășura în municipiul Buzău. V-am zis, vin trainer foarte, foarte bun pe comunicare și până la urmă, dacă îl luăm câte un tânăr dintr-o instituție publică, mai ales dacă e purtător de cuvânt sau poate instituția nu are un purtător de cuvânt și el vine la acest training, spun eu că va învăța foarte multe lucruri, atât cum să se poarte când vorbește cu mass media, la televizor, cu cetățenii când iau contact cu aceștia, cum gestica și până la urmă exprimarea pe care trebuie să o aibă față de oamenii care vin în instituția respectivă sau până la urmă vin într-o emisiune a unei televiziuni, cum sunt eu aici la dumneavoastră la Campus TV și își poate îmbunătăți comunicarea pentru că până la urmă județul Buzău n-a fost niciodată un asemenea proiect. Și nu știu dacă avem foarte mulți traineri pe comunicare în județul Buzău. Am invitat de la București. I-ați invitat de la universitate sau de unde vor veni? Nu, au master în comunicare, sunt doctori, au firme specializate pentru comunicare în București și vin, evident, sunt plătiți și îi găzduim cu mare plăcere, dar până la urmă spune că facem un lucru bun să putem învăța tinerii până în 35 de ani care lucrează în instituțiile publice să poată comunica foarte bine cu cetățenii cât și cu dumneavoastră mass media. Da, e important să fie transmis mesajul așa cum trebuie. Mai aveți un concurs local de proiecte. Aici cine se încadrează? Da, avem un concurs local de proiecte în fiecare an și un concurs național de proiecte unde toți doritorii care au un ONG cu activitate de și pentru tineret pot participa la acest concurs local de proiecte. Ei pot face un proiect, îl pot depune la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret, cât și la Ministerul Tineretului și Sportului, un proiect adresat tinerilor. Pot face un concurs de pictură, un training, un festival, pot face un training pe mai multe zile în cadrul acestui proiect. Deci sunt foarte multe proiecte pe care ei se pot axa, tabere, concursuri de orice fel, dar numai adresate tinerilor și pot accesa fonduri din partea Ministerului Tineretului și Sportului pentru acest lucru.
Doritorii, oricum noi am anunțat acest lucru atât prin intermediul dumneavoastră, cât și pe site-ul instituției, pot depune aceste proiecte. Dacă sunt cheltuiele eligibile și îndeplinesc toate condițiile pe care noi le avem prin normele metodologice, pot accesa fonduri și pot dezvolta aceste proiecte tot pentru tineri. Deci sunt multe posibilități pentru tinerii din Buzău, da, puse la dispoziție de direcție. Sunt însă și multe evenimente la care vom putea participa în perioada următoare. Să nu uităm zilele Buzăului, weekendul care urmează. Ziua Tineretului pe 2 mai, Ziua Europei, Festivalul Mihaela Arunceanu, crossurile, deci sunt foarte multe activități pe care noi le avem, în afară de activitățile pe care le avem zilnic în sala sporturilor. Felicitări și spor la treabă în continuare. Mulțumesc, Romeo, că ai venit în această seară. Și eu. Și ne vom revedea să vorbim despre fiecare eveniment în parte. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. În câteva clipe, colegul meu Aura Ștereacă și emisiunea Impact. O seară bună, la revedere!